găsești pe Instagram, Facebook și Twitter. Follow them. Follow me. Europa FM. Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Cam fiecare după amiază de marți, Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, este cu noi, de această dată prin Skype. Bogdan, salut! Bine ai venit! Ne bucurăm să te auzim din nou! Salutare tuturor! Mă bucur să ne reîntâlnim și cu ocazia un sfat care sperăm noi să aibă și valoare în fața celor, sau mă rog, în rândul celor care ne ascultă. Îi anunțam pe ascultătorii noștri ceva mai devreme despre acel accident care a avut loc în București în această dimineață, un accident grav, s-a mai pierdut o viață. Asta este cel mai nenorocit lucru. Traficul a fost blocat vreo 2 ore pe DN1 la intrarea în București, în zona Fântâna Miorița. Un accident care se adaugă într-o statistică neagră în ceea ce ne privește, în ceea ce privește România, și aici voiam să ajung pentru că știu că ai date de la oficialii europeni despre siguranța traficului rutier în Europa, inclusiv în România, și chiar sunt curios să aflăm cum mai stăm în aceste statistici, Bogdan. Da, din păcate, România în continuare este lider european și spun România nu cumva așa ca o nebuloasă, ci faptul că fiecare dintre noi ne expunem unor riscuri în ceea ce înseamnă traficul rutier, pentru că, așa cum știm, accidentul rutier poate să genereze victime și, la nivel european, conform ultimelor cifre publicate ieri de Comisia Europeană, România în continuare este lider european în ceea ce înseamnă morți pe șosele raportat la populație. Așa că, să venim la niște cifre care cumva să fie mai relevante în fața celor care ne ascultă. România are 93 de morți la milion de locuitori în 2021, deci anul trecut, deci 93 de morți la milion de locuitori, în condițiile în care media europeană este la 44 de morți, deci este mai mult decât dublu, și evident că sunt țări extrem de civilizate și din punct de vedere rutier, mă refer la Suedia, mă refer la Irlanda, care au sub 20 de morți la milion de locuitori, deci suntem de aproape 5 ori mai bun cu ghiemele de rigoare în ceea ce înseamnă riscul de a se întâmpla fatalități pe șosele din România versus șosele din Suedia, Irlanda. Și aș mai face o paranteză, în acele țări se fac și mai mulți kilometri anuali. Evident că foarte multă lume va fi tentată să spună că au o altă infrastructură. Infrastructura are locul ei în această statistică, în această cauzalitate, dar trebuie știut că în România raportarea kilometrii de autostradă pe care avem și la câte accidente fatale sunt pe autostrăzi din România, nu avem foarte multe autostrăzi, dar se moare poate mai mult decât pe media drumurilor naționale, pentru că încă nu avem experiența și expertiza, dacă vreți, de a conduce pe aceste autostrăzi. Această statistică pe care a publicat-o ieri Comisia Europeană face referire la mai multe cifre. Aș reaminti ascultătorilor noștri că Europa și-a propus ca până în 2030 să se înjumătățească numărul de morți pe șosele versus 2020. 2020 nu aparat că este un an relevant pentru că a fost un an de lockdown. Se va lua ca statistică probabil finalului 2019. În 2021 versus 2019 stăm cu 13% mai bine la nivel european și România a scăzut puțin, dar nu foarte mult. Noi am scăzut de la 96 la 93 de morți la milion de locuitori. Și aș veni cu niște cifre. La nivel rural sunt cei mai mult morți pe șosele din Europa, la nivel rural, nu doar în România, ci în general. Europa. Da, în general. Avem 52% dintre morțile pe șosele la nivel rural și la nivel rural vorbim de mare parte dintre cei care au murit în mașină, erau ocupanții accidentului, erau ocupanții mașinilor, șoferi și respectiv pasageri, care înseamnă undeva aproape de 44% din total victime. Și aș veni în zona de urban, pentru că e interesant acest lucru, ne-am mai spus acest lucru. La nivel urban, pietonii, bicicliștii, scuteriștii, de practic participanții vulnerabili la trafic, acei oameni care ușor pot să le creeze un neajuns dacă sunt implicați într-un accident rutier, reprezintă 70% din totalul de victime. În mediul urban. Atenție mare, pentru că, uite, a venit vremea bună și au apărut din nou pe șosele motocicliștii. Exact asta vreau să punctez. Uh-huh.
scuderiștii, motocicliștii trebuie să ne reobișnim cu prezența lor în trafic și în calitate de șoferi și în calitate de bicicliști, pietoni și în calitate de motocicliști. Trebuie să ne rearmonizăm această interacțiune și aș mai puncta un lucru pe care nici eu nu știam, trebuie să vă mărturisesc acest lucru. 3 din 4 victime pe șosele sunt bărbați. Deci 77% dintre victimele din Uniunea Europeană pe șosele sunt bărbați. Știam că șoferițele și oameni, în general femeile, sunt mai atente în trafic, dar nu mă gândeam că e chiar așa. Și aș mai punctua o idee pe care ne-am reiterat-o chiar și săptămâni trecute, vis-a-vis de tinerii participanți la trafic, nu doar șoferi, și pasageri, și pietoni, pentru că pe grupa de vârstă 18-24 de ani este cea mai vulnerabilă în trafic, raportat și la procentul acestei grupe de vârstă în total populație, sunt cei mai vulnerabili. Și pentru această grupă de vârstă, traficul rutier, din păcate, este și principala sursă de mortalitate. Deci, pentru tineri, un mesaj în plus, traficul, din păcate, poate să livreze și astfel de statistici negre. Deci trebuie să fim mult mai atenți și mai responsabili. Și dacă vreți, ca la nivel de societate, pentru că acești tineri iau contact cu traficul, cel puțin din punct de vedere al șoferului, sunt în faza incipientă, evident că educația și în momentele premergătoare obținerea permisului este relevantă și ar trebui să știm că țările civilizate încep cu educație rutieră, dacă vreți, așa cum spuneam și în alte dăți, la nivel de grădinițe. Deci, noi ar trebui să muncim foarte mult pe acest capitol a educației și așa, ca să închei cumva, până să așteptăm să ne facă, nu știu, să-și facă autoritățile treaba așa cum sperăm noi sau așteptăm noi să facă acest lucru, mă refer la poliție, mă refer la Ministerul Transporturilor și așa mai departe, din perspectiva infrastructurii, a trebuit să fim fiecare dintre noi conștienți că putem să punem umărul la a mai regla din aceste anomalii prin simpla respectarea regulilor de circulație și a celor de lângă noi. Bunul simț, primii 7 ani de acasă, sunt foarte importanți și chiar dacă pare perimat acest lucru, respectând aceste reguli de bun simț, reguli de circulație, reguli de conducere defensivă, poate că am fi și noi mai siguri în traficul de zi cu zi, pentru că ar fi foarte simplu ca fiecare dintre noi să respecte aceste minime reguli de conduită socială, dacă vreți. De aceea ne întâlnim noi în fiecare săptămână să reamintim de câte ori avem ocazie acest lucru. Bogdan Marișca, mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ai adus și te așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi. Seară bună îți dorim! Seara bună tuturor, să umblăm cu bine, Doamne ajută!